mai pot să nu pot să tare clipurile astea. Nu pot să filmez, nu pot să filmez. Jador a fost descalificat de la Survivor România All Stars. Concurentul ar fi fugit în numele iubirii, dar și de foame. Jador ar fi fost descalificat de la Survivor All Stars pentru că în concurs nu a fost adusă și iubita lui Oana Ciocan, fosta războinică în Survivor 2022. Lui Jador i s-ar fi promis din partea producătorilor că la un moment dat în show va reveni și Oana Ciocan, concurentă la Survivor 2022. Jador s-ar fi enervat și ar fi fugit din emisiune. Pagina de Instagram Viperele Vesele, renumită pentru informațiile din culisele show-ului, a dezvăluit ce s-a întâmplat de fapt. Jador a fost descalificat de la Survivor România All Stars. Rușine Pro TV. Jador a fugit în numele iubirii, dar și de foame și a fost prins. Producția i-a promis în urmă cu o săptămână că o să o aducă în emisiune pe iubita lui Oana Ciocan. Aceștia au o relație încă de când au făcut vizita medicală. Sentimentele dintre ei par a fi destul de puternice, din moment ce Jador, recunoscut pentru discreția în privința vieții personale, ar fi fost dispus să își asume în emisiune o relație. Dorind să-l păstreze pentru audiență și neputând să-i satisfacă cererile, la acel moment l-au dus cu zăhărelul. Echipa faimoșilor și-a exprimat frustrările în fața echipei de producție, amenințând că nu mai participă la filmări dacă Jador rămâne în emisiune. În consiliu, din prima secundă a filmărilor, Jador a fost luat la rost de către domnul Dan, acesta încercând să-i păteze cumva imaginea. Replicile lui Jador s-au referit, printre altele, la modul de exploatare a imaginii lui pentru rating. Acesta a amintit în consiliu că a fost ținut captiv 3 luni într-o cameră de hotel în sezonul lui, timp în care apare la TV, telespectatorii erau mințiți că ar fi fost la spital. Recomandăm echipei de producție să deschidă bine ochii, să reanalizeze decizia și să realizeze pierderea pe care descalificarea lui Jador o aduce imaginii și ratingului emisiunii. Este mesajul publicat de Viperele Vesele, un grup format din oameni care lucrează în media în majoritatea show-urilor TV importante și doresc să facă dezvăluiri în premieră din culisele emisiunilor sub protecția anonimatului pe Instagram.